Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliu cu Ghim. Sunt Adrian Simeon, iată-ne în studioul Capital TV. Așa cum bine veniți o nouă, cum bine vedeți o nouă reamenajare a studioului nostru, sperăm că sunteți cel puțin la fel de încântați ca noi. Împreună cu mine astăzi este primarul Comunei Hărău, domnul Lucian Albu Weber, căruia îi spunem bună ziua, bun venit, domnule primar. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și îi salutăm și pe cei care se uită la noi și vă urmăresc emisiunea. Cu drag, asta cu mulțumit pentru invitație e cu drag, pentru că mie îmi face plăcere să am ca interlocutori oameni care pot vorbi. E plăcut să stai de vorbă cu cineva, chiar în contradictoriu, dar să stai de vorbă, nu să faci monolog. Și atunci, pe dumneavoastră, chiar îmi face plăcere să vă invit. Pentru cei care nu îl cunosc pe Lucian Albu Weber, domnul Lucian este primarul Comunei Hărău, așa cum îi spuneam, din județul Hunedoara, o comună care se află la câțiva kilometri de municipiul Deva și care are pe teritoriul său, îmi pare, nu am niciun contract de publicitate cu cei de acolo realmente, dar îmi place ce a făcut omul ăla acolo, și care are pe teritoriul său o grădină superbă pe care vă invit să o vizitați, se numește Il Giardini di Zoe, cred că. Da. E frumoasă, merită să vizitați. Este o muncă de 14 ani. Da. Dar care a meritat. Ok. Cine nu știe despre ce e vorba, să intre pe internet și să caute. Repet, nu e reclamă, nu e absolut nimic, dar îmi place ce a făcut omul acolo și cei frumoși lui, doamne, domne, îi face, da, darmite nouă. Bun, domnule primar, primul mandat de primar, ați fost înainte viceprimar, se apropie și asta de final. Da. Mai candidați? Bineînțeles. De ce? Păi nu, nu mi-am terminat proiectele care le-am în plan pentru comunitatea din... Asta e placa pe care o au dat-o. N-am terminat proiectele. Normal, așa. Corect. Păi dar... și ce dacă n-ați terminat? Ce? Nu puteți să le lăsați așa, să vină altul să le facă? Păi nu sigur că le va face. Păi și nu v-ați săturat un primar de bătăi de cap, de telefoane, de mers pe la București, pe la județ, pe la peste tot? Există momente când îți vine să le lași toate... Așa? Și să te duci, dar punând în balanță aceste lucruri cu mulțumirea oamenilor când văd că se realizează ceva în comunitate pentru ei, totdeauna cântărește mai greu faptul de a face ceva pentru cetățenii pe care îi reprezinți și atunci treci peste orice nemulțumiri și oricâte drumuri ar trebui să faci și la câte uși trebuie să bați și nervi și timp pierdut și neglijența familiei, neglijarea familiei, nu le poți aloca timpul care ți-l dorești de fiecare dată, treci peste aceste lucruri și mergi mai departe. Am înțeles, ați zis că nu v-ați terminat proiectele. Da. De ce proiecte atât de deosebite aveți în Comuna Hărău? Ce ați făcut acolo? Stadionul Maracana? N-am făcut stadioane. Casa Poporului numărul 2? Urmează să faceți Casa Poporului numărul 2? Urmează să facem și pe parte de sport mult mai mult decât am făcut în primul mandat. În primul mandat ne-am îndreptat atenția în principal spre infrastructură, drumuri, apă, canal, sănătate, școli. Astea au fost Astea sunt prioritare. Mă gândeam că v-ați îndreptat atenția spre ceva anume, dar noastră mi l-ați zis pe toate. Păi, din fiecare o trebuie să facem câte ceva câte în fiecare puțin localitate, da. Bun. Și proiectele astea? Ce sunt? Proiecte europene? Proiecte guvernamentale? Proiecte pe fonduri proprii? Cum sunt? O parte sunt pe fonduri europene, o parte sunt pe fonduri proprii, care sunt mai puține, pentru că nu suntem o comună cu un buget extraordinar, iar o parte pe Programul Național de Dezvoltare Locală, PNRR 2, PNRR 2, 2, 2, 2
unde județul Hunedoara a beneficiat de 670 de milioane de lei, ceea ce nu este, undeva la 6.700 de miliarde. Da, calculam acum. Că ceea ce nu este deloc puțin. Acest PNDL 2 a fost s-a de ce a luat Hunedoara 6, cât ați zis dumneavoastră? 670 de milioane? Eu nu știu cât a luat celelalte județe. Județul Hunedoara a luat 670 de milioane. Cred și datorită faptului că reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara împreună cu deputați, senatori ai Partidului Social Democrat, să nu uităm că a fost guvern condus de PSD. De PSD. Moment, da. În această... Astea l-ați luat pe vremea când era guvernul PSD? Absolut. Absolut. E un program derulat de către... a fost derulat de către guvernul PSD. Păi și PNL-ul nu l-a preluat pe urmă, PNL 2? Păi l-a preluat, dar este din ce cunosc eu de la colegi, pentru că eu am avut... nu pot să spun norocul, dar inspirația, să zic așa, da? Și am reușit să finalizez proiectele pe PNDL cu plata la zi, le-am încheiat cu recepție, cu absolut tot. Deci, așa, hulitul guvern PSD, datorită lui și acestui program, județul Hunedoara au ajuns 6.700 de miliarde care s-au dus în domenii toate de infrastructură locală. Sănătate, drumuri, iluminat, cultură, învățământ, educație și un lucru foarte, foarte important, de acești bani nu au beneficiat doar primarii de culoarea roșie, primarii PSD. De acești bani au beneficiat toți primarii județului Hunedoara, indiferent de culoare politică. Realizările... Stați un pic, toți aceia care au scris proiecte. Toți aceia care au scris proiecte, bineînțeles. Acum, dacă n-ai depus proiect, nu puteai să ai așteptări că vine cineva să-ți dea bani. E normal. Dar din câte cunosc, cu excepția la 2-3 comune, restul, cam toată lumea și-a depus proiecte. Iar realizările cu care se vor lăuda colegii mei primari acum la sfârșit de mandat, și eu fac lucrul ăsta. De ce vă lăudați cu ele? Nu că mă laud, nu-i bine spus laudă, adică se văd. Nu o considerați ca o realizare? O realizare pentru comunitate. Pentru comunitate nu e o laudă, pentru că fiecare dintre noi, așa îmi place să cred, eu în ceea ce mă privește, așa cum pentru mine așa este, nu m-am dus pe funcția de primar să mă laud cu ce fac. M-am dus ca să rezolv probleme. Astea să văd, dar în același timp trebuie și spuse. Lucrurile astea nu numai să aruncăm cu noroi într-un guvern sau celălalt. Deci toate aceste realizări și a colegilor de la PNL sunt datorită guvernului PSD din acest mandat. Vă pot spune Balșa, Baru, Bănița, Beriu, Cârjiț, Luncoi, Zan, Vălișoara, Șoimuș, Romos și mai sunt peste 20 de primării PNL care au beneficiat de acest program național de dezvoltare locală. Da, de unde știți? Nu ești prin state publice. A, și vă uitați și noastră de curiență acolo când vine câte poate, o primare de proiect. Oricine poate să le verifice și să vadă și sumele primite de fiecare comunitate în funcție de ce proiecte și-au depus s-au depus acolo. Păi bun, dar toate chestiile astea, domnule primar, sunt și finalizate? În proporție de 90% știu că sunt finalizate. Sunt sau au fost până anul trecut cu plata la zi. Eu, în ceea ce mă privește pe mine, am și procesele verbale de finalizare a lucrărilor. Sunt cu plata la zi. Nu mai am depus niciun fel de decont. În schimb, am colegi primari care
au depuse tranșe de plată la minister pentru decont și le sunt blocate situațiile de plată. Păi asta este foarte interesant, că știu că unele sunt blocate. Da. Știți și de ce? Nu știu de ce. Poate actualul guvern face o analiză asupra situațiilor de plată mai amănunțită. Nu pot să-mi explic care este motivul. Și încă un lucru foarte important, firmele de construcții, în special de pe raza județului Hunedoara, mai au de lucru și lucrează datorită acestui program PNDL și a lucrărilor și a proiectelor făcute de către primari în perioada 2016-2019 și se mai derulează tot datorită guvernului PSD, să spunem așa, au de lucru. Pentru că altfel păi, e greu. Bun, dar asta cu... Știu că unele facturi nu au fost decontate din cauza lucrărilor de proastă calitate efectuate. Asta este o altă poveste. Altă poveste. Acolo fiecare nu mai putem arunca responsabilitatea pe guvern. Guvernul și-a făcut cu comisia de recepție, cu guvernul și-a făcut datoria, cu cine a fi făcut. A semnat contract de finanțare, a dat banii, acolo responsabilitatea ca proiectul să se deruleze în condiții normale și să fie lucrări de calitate revine primarului cu dirigintele de șantier, cel al constructorului. Ați avut vreun refuz de... adică vreun refuz în sensul că să aveți vreo tranșă de plată pe PNDL 2 și să nu vi se facă? Eu nu. Nu. Asta este foarte bine. Ce ați făcut pe PNDL-ul ăsta? Eu n-am avut decât două proiecte. Unul pe sănătate, un dispensar medical nou, de la zero, cu dotări, cu tot ce trebuie, care să întrunească condițiile anului 2020, să spunem așa. Da. Și am făcut un drum de acces și am canalizat o vale unde oamenii de acolo trădeau în niște condiții inumane. Nu aveau, în Chimindia nu aveau acces la locuințe. Așa. Cu mașină. Era decât o cărare de picior. Nu se păi putea... și nu avea niciun mașină. Aveau, dar le lăsau la stradă. Jos, la drumul județean. Da. Deci și câte familii locuiau acolo? Păi de aceste beneficii, de această lucrare beneficiază în jur de 27 de familii, plus că s-a rezolvat și problema cu inundația, unde mai erau afectate încă vreo 40 de familii. La o ploaie mai sănătoasă, toată apa de pe versant s-a acumulat, venea pe valea și o lua pe străzile laterale, inundând gospodările. Eu zâmbesc de aia, mă gândesc că nu-i plăcut pentru oamenii. Deci oamenii nu își puteau aproviziona locuințele cu lemne pentru iarnă. Bolnavii erau adus în pătură, ca să vă imaginați, până în 2018, erau adus în pătură până la drumul județean. Cum în pătură? Că erau așa cu o pătură genitală? Exact, pentru că nu era acces auto. În caz de un incendiu, mașina de pompier, nu salvare, nu... Erau, efectiv, trăiau la un kilometru de drumul județean și ei nu aveau acces cu... Păi și mergeau un kilometru pe jos, să-și lăsa mașina, exact, să-și lăsa și un kilometru pe jos? Exact. Și ce ați făcut acolo? Drum de acces cu auto până la ultima locuință, canalizat valea ca să nu mai fie problema cu inundația. Canalizat în sensul de rigole, chestii... Betonată, chesonată, separat de calea de acces auto care este lângă, sunt în paralel, se poate interveni și la vale, nu este cu tuburi, este deschisă, canal deschis, în caz de colmatări sau dacă
friitur mai puternice. E excelent. Dar eu știu că ați mai avut acolo ceva probleme cu inundațiile, dar asta probabil a fost în localitatea Bârsău, dar acolo Valea Certejului este în administrația Apelor Române. Am avut discuții cu conducerea, noua conducere de la punctul de lucru din Deva, vis-a-vis de această problemă. Le-am solicitat predarea văii către primărie să pot accesa fonduri pe această zonă, să rezolvăm și acolo problema. Ni s-a explicat că nu se poate. Promisiunile au fost că o să se deplaseze dumnealor în zonă să constate exact ce proiect trebuie derulat acolo și vor încerca dumnealor să facă un proiect și să rezolve ceva și acea problemă. Domnul primar, eu mă uit așa la dumneavoastră și dacă nu v-aș cunoaște, după aliură, poate spun tâmpenii acum, dar mă rog, îi lasă. După aliură, după felul în care vorbiți așa, eu aș spune că dumneavoastră sunteți om de dreapta, adică nu m-aș gândi că sunteți de stânga când vă văd așa la prima vedere. Cum se face că sunteți orientați spre PSD? Tot timpul am considerat că cei care sunt de stânga sunt mai apropiați sau politica făcută de partidele de pe partea stângă a eșichierului politic sunt mai aplicați asupra nevoilor cetățenilor. Acesta este motivul. Primul partid în care m-am înscris în 93, acest a fost, bine, sub altă denumire, care mă rog, s-a tot schimbat. Oamenii din comunitate acolo mă știu, de când mă știu în politică, și chiar dacă poate am avut câteodată momente și supărări, și am zis, gata, nu mai... Păi dumneavoastră nu sunteți o voce comodă în PSD Hunedoara, din câte știu. Adică atunci când ați avut ceva de zis, ați spus lucrurile. Păi da, am spus pentru că așa mi se pare nu normal. Nu ați războit inclusiv cu directorul de la APA Prod? Care? Ați mai fost și pe la Consiliul Județean și ați făcut puțin tambalău pe acolo, după care v-ați împăcat? Da, am spus lucrurile așa cum le văd eu. Și consider că le văd așa cum sunt. Și normal, nu am denaturat absolut nimic. Dar nu au fost cazuri în care să se gândească oamenii să vă dea afară din partid sau din asta? Nu. Din cauza faptului că, nu știu, dar mai vocal sunt convins, nici nu mi s-a transmis că aș fi deranjat pe cineva, dar sunt convins că am deranjat. Acum nu pot să spun pe cine că nu știu, dar nu mi s-a transmis, băi, mai termină sau nu știu ce. Eu mi-am spus și îmi spun, îmi voi spune în continuare ceea ce... Punctul de vedere, punctul da? De vedere, ceea ce trebuie să spun. Nu am pretenția să zic așa, poate mai greșesc și eu, să am de fiecare dată dreptate, dar am pretenția să fiu ascultat de fiecare dată. Păi și sunteți? Sunt. Și asta ce înseamnă? Sunt. Păi asta înseamnă că oamenii au ajuns la concluzia că trebuie să asculte reprezentantul comunității, nu doar de la Hărău. Toate comunitățile. Dacă a trimis omul acolo să-i reprezinți interesele, trebuie ascultat, văzut dacă are omul dreptate, nu are dreptate și găsite soluții de rezolvare. Am înțeles. Ce soluții de rezolvare aveți, domnule primar? Că știu că aveți o problemă la Hărău cu plata indemnizațiilor pentru, cum e, pentru persoanele, cu asistența socială, cu... Da. Păi aici este o problemă cu asistența socială, cu plata asistențelor personali și cu indemnizații persoanelor cu handicap. De ce este o problemă? Păi este până anul trecut... E o problemă de-a noastră sau o problemă Nu este o problemă de-a mea, pentru că legislația spune altceva. Până în anul 2000,
19 nu am avut nici un fel de problemă. La cum? N-ați avut nu am avut, am avut bani lunar, s-au plătit salariile, n-a fost nicio întârziere la plata salariilor. Dar banii cum sunt? Ăștia vin alocați de către... Banii vin alocați de către guvern la începutul anului, exact, da, bugetați. Exact, și dacă nu sunt... Vine o anumită sumă care intră direct în bugetul primăriei și noi să faceți plata, nu? Exact. Păi, dar și de ce exact nu plătește guvernul, nu știu, printr-o agenție? De nu ce trebuie să plătească prin până primărie? Legislația și la această oră spune că până la 10% trebuie să pui tu ca și primărie, restul vine de la guvern. Odată cu preluarea guvernării de către cei de la PNL, domnul prim-ministru a declarat că va lua în totalitate această povară de pe umerii administrației publice locale și se va achita 100% de către guvern salariile acestor persoane. Eu, cu tot respectul meu față de acești oameni, nu am foarte mulți, în comună sunt 22, dar știu comunități unde sunt 70, 80, Băița, de exemplu, ca să dau un exemplu. Așa mulți? Da. Sunt și primari de la PNL care sunt în această situație, numai PSD-ul, da, să nu se înțeleagă greșit, că să dau banii numai la... Deci nu s-au dat la nimeni. Păi nu, adică nu s-au mai dat, da. Nu s-au mai dat. Și cei de la PNL sunt în această situație, dar spre surprinderea mea văd că acum primarii respectivi nu mai ridică această problemă. Eu la primăria Hărău îmi trebuiesc 830 de milioane lunar pentru plata acestor 830 de milioane de lei lunar pentru asistenții personali și, și indemnizații cu handicap. Într-un an de zile îmi trebuie 10 miliarde. Dar doar pentru plata salariilor. Eu am primit la începutul anului 530 de mii de lei pe care m-au obligat să îi împart pe 4 trimestre. Adică ați primit jumătate. Am primit jumătate și m-au obligat să le împart pe 4 trimestre. Am rămas la începutul perioadei de pandemie. N-am putut să le plătesc o lună salariile la oameni. După nenumărate adrese către finanțele publice, ne-au permis să facem o rectificare de buget în sensul că ne-a permis să aducem sumele puse în trimestru 4 și 3, să le aducem în trimestru 2 să putem face plățile. Dar acum am rămas, suntem a doua lună. Deci luni, în data de 10, ar trebui să plătim salariile și este a doua lună consecutivă în care nu putem să plătim salariile acestor oameni. Pentru că nu aveți bani. Pentru că nu am bani. Luni am convocat, am vorbit cu doamna de la asistență socială, să ia legătura cu toți. I-am convocat la sediul primăriei, în fața primăriei, să putem și păstra distanța asta socială, să zic așa, și să le transmit care este situația, pentru că nu este deloc cum ar trebui să fie. Acești oameni au și ei familii, trebuie să-și cumpere medicamente, sunt multe, multe lucruri și trăiesc doar din acești bani. Deci care e soluția? Soluția, rapid, să fac o rectificare de buget, de asistență socială și să acorde sumele necesare. Partea mea care mă obligă legea să o pun, să vin ca și aport la primărie acolo, îmi acoperă o lună. Deci, din 10 miliarde, 10% e un miliard, iar necesarul meu pentru o lună este de 830 de milioane. Deci cam o lună acoperi din banii primăriei. Deci nu aveți de unde. Păi nu am efectiv de unde și dacă ar avea primăriile banii respectiv, nu doar primăria comunei Hărău, toate primăriile, nu mi se pare normal. Eu cu cei 10 miliarde, chiar dacă i-aș avea să-i pun, aș prefera să-i duc în zona de investiții și de dezvoltare a comunii. Da.
Din păcate se întâmplă lucrul ăsta, nu știu dacă oamenii pricep, vă înjură? Nu știu dacă mă înjură, mă sună, le explic cum stă situația, le-am explicat de fiecare dată, un procent de 90% dintre ei înțeleg, mai sunt 2-3 care nu înțeleg cum funcționează sistemul și nu vrea primarul să ne dea bani. Asta este. Dacă așa înțeleg lucrurile, dar dacă ne urmăresc în acest moment, să știe că nu primarul este... Nu scoate primarul banii din buzunar, exact, și pentru din neplata salariilor. Bun. Vorbeați de investiții, îmi spuneați că ați făcut drumul acela spre Chimindia și unde era. Știu că ați mai făcut drumuri în comună, da. Dar știu și că a dumneavoastră comună este traversată de foarte multe drumuri județene. Da. Pe alea nu trebuie să le faceți noastră. Alea nu trebuie să le facem. Așa, și l-a făcut Consiliul Județean, că pe mine mă interesează foarte tare chestia asta. Adică la noastră în comună a făcut Consiliul Județean drumurile. Da, nu în totalitate, deci nu în totalitate, dar acum nu aș fi cinstit și corect dacă aș spune că nu sunt mulțumit de ceea ce a realizat și a reușit să facă Consiliul Județean. Și nu doar în comuna Hrău. În comuna... Aici vreau să ajung eu, pentru că dumneavoastră sunteți primar PSD-ist, da? Da, da. Consiliul Județean, conducere PSD, administratorul public PSD, corect, candidat pe la primăria Petroșani. Da. Mă rog, treaba lui. Eu am auzit povești că numai pe la primăriile PSD se asfaltează. Eu spun că nu este așa. De ce spuneți asta? Păi... ne confirmă și îmi dau dreptate și mie datele care le avem și care sunt evidente și pot fi verificate. Deci la mine în comună s-au asfaltat de către Consiliul Județean în acest an 6 km de ecovor asfaltic. 3 pe DJ761 și 3 pe DJ107A. Și mai am o porțiune de 3 km până la limita cu Simeria și chiar în zona celebrelor grădini la care făceați referire, unde este o zonă nu tocmai ok. Dar... Nu tocmai ok, că nu ce? Tocmai ok, pentru că acolo mai trebuie intervenit, aha, dar o să se intervină și acolo prin plombarea acelor gropi care mai sunt. Dar vreau să vă spun că... Mie asta cu plombarea nu-mi place. Știu, că dar... Nu e soluție. La prima ploaie, după două, trei ploi, s-au dus. Sau după prima iarnă. După prima iarnă. Dacă așa sunt făcute și plombările la modul serios, au o durată mai lungă de viață, dar tot nu-i de dorit. E călea dentist. Dacă treci la unul, te ține o plombă mai mult, dacă treci la altul, exact, mai puțin. Exact. În fine. Totuși, cifrele... Ne spun altceva. Ce? În perioada 2012-2016, Consiliul Județean a alocat 63.146.000 pentru drumurile județene. În perioada 2016-2020 au fost alocați 130.958.000, ceea ce îi dublu și mai bine. Înseamnă că și numărul de kilometri executați sunt mult mai... Păi da, dar unde s-au executat? La PSD sau... Nu, eu vă pot, dacă îmi permiteți, că am date, că nu vreau să greșesc. Dar până căutați dumneavoastră, că nu e tendențioasă întrebarea mea. Dar mi s-ar părea absurd, de exemplu, să asfalteze un Consiliu Județean condus de un partid, mă rog, de reprezentanții unui partid, da, drumurile numai din comunele PSD-iste, în vreme ce drumuri cu alți primari care să aibă altă culoare politică. Aveți... Păi oamenii aia de ce ar trebui să fie pedepsiți? Nu trebuie făcută diferența de către conducerea Consiliului Județean, indiferent care este culoarea politică, fac doar în comunitatea că e primar PSD. Oamenii păi de acolo nu sunt vinovați. Dar vă spun că asta, în această perioadă conducerea Consiliului Județean nu cred că a judecat în direcția asta și n-a făcut diferență. Eu vă pot spune, de exemplu,
la comunele unde sunt primari de altă culoare politică. Da, de unde aveți dat așa? Da, sunt date oficiale. De la Consiliul Județean le poate cere oricine. Sunt așa, și ce zice Vălișoara, da? Luncoi. Luncoiul, da. Luncoiul de jos. Luncoiul de jos. Ohaba de sub piatră, Sălașul de sus, aici nu, ăsta e sa, da, DJ-ul 667A, DJ-686 Susen Răușor, da. Teliucul inferior, DJ-687, Hunedoara, Teliucul inferior, da, asta unde e PNL, mă rog, da. PNL cu PSD. Bun, în zona Bănița, drumul DJ-666, Merișor, deci sunt localități unde care sunt în conduse de către primari PNL și s-au făcut investiții de către Consiliul Județean. Și au fost ajutați și primarii din aceste comunități. Am înțeles. Bun, hai să vedem. Deci ziceți că ați fost ajutat, că ați făcut lucruri, că mai candidați pe acolo, pe la primărie, ceea ce este foarte bine. Nu am fost ajutat la modul cât mi-aș fi dorit eu. Opa, dar trebuie să înțelegem că pe raza UAT-ului Hunedoara, a județului Hunedoara, nu este doar primăria Hărău. Oh, da, interesant punct de vedere. Deci dacă eu mă bucur, eu mă bucur când primesc o anumită sumă sau un sprijin de la Consiliul Județean, dar în același timp mă pun și în pielea colegului meu primar, indiferent cum se numește el, care n-a primit nimic sau a primit foarte puțin. Și atunci prefer să fie un pic lucrurile. Da, considerați că în acești 4 ani cât timp ați fost, încă sunteți, da, primarul Comunei Hărău, v-ați îndeplinit promisiunile, ca să spun în așa? În proporție de 98%, cu siguranță, da, și o să vin cu fluturașul meu din campanie. Așa. Și o să le bifăm pe toate, iar celelalte care 2%, nu le-am realizat, nu au depins de mine. Nu am reușit să rezolv problema apei potabile. Nu e potabilă încă. Nu este potabilă, dar... Da, rețeaua e predată. Rețeaua este predată la Apa Prod. Am reușit să fac un lucru, un prim pas, care spun eu că este destul de important pentru rezolvarea acestei probleme. În ce sens? Am luat legătura cu directorul, cred că pot să-i spun numele firmei, că nu, cu directorul, cu domnul Stanca, de la Deva Gold. Știți povestea cu instanța, cu decizia instanței, da, cu așa, dumnealor, și-au dus o conductă de țeavă pentru alimentarea cu apă spre Certej, de la Bălata, de la stațiile de pompe, până la limita UAT Hărău cu Certej. Așa. Acolo n-au mai continuat lucrurile. Această țeavă este nouă, n-a fost folosită niciun minut. Am făcut o adresă către domnul Stanca de a ne pune la dispoziție această țeavă pentru a putea folosi în interesul comunității pentru apa potabilă. Aduce apa de la Bălata, în sensul ăsta să scutesc și să vin eu să fac primul pas către Consiliu, de apă care către gata, Consiliu, făcută, nu e făcută degeaba, să vă explic. Am venit eu, am făcut primul pas și am venit în ajutorul, să zic așa, a Consiliului Județean și a celor de la Apa Prod. Uh-huh. Pentru că nu mai trebuiau să facă infrastructura respectivă. Așa. De unde ajunge țeava de la celor de la Deva Gold pe teritoriul Comunei Hărău și unde avem prima posibilitate, ne racordăm în rețelele principale care există la ora actuală și facem distribuția de apă potabilă. Mai rămâne ca Consiliul Județean și Apa Produ să găsească sursa de finanțare și să aducă
Conducta de apă de la drumul județean care traversează Șoimușul e o distanță de vreo un kilometru, un kilometru 200 până la țeava Apa Prodului și o stație mică de pompare. Asta e toată investiția care ar trebui să o facă și... Păi și o face cineva? Eu am trimis adrese în acest sens și sper Consiliul Județean și conducerea Apa Prodului să ia în calcul această varianță, pentru că populația Comunei Hărău trebuie să trăiască într-un mod normal, sănătos, nu poți să folosești apă care îți vine cu nămol la deci prepararea hranei și nici pentru hrană și nici pentru igiena ta personală. Nu este ok. Păi nu este. Lucrarea aia înseamnă că e fără rost, deocamdată. Da. Bun, ce vreau să vă întreb, că nu pot să nu vă întreb. Ieri a fost ziua minerului. Da. Ați fost în Valea Jiului. Nu, am fost în Valea Jiului pentru că... De ce n-ați fost în Valea Jiului? Nu știu, am avut și alte probleme, dar acolo a fost un organizator. Cine a organizat? Nu știu cine a organizat, dar probabil... Nu știu cine a organizat, a fost invitat prim-ministru. Era normal să fie invitat. Era să fie normal să fie invitat și din câte cunosc au fost invitat și au participat doar primarii din partea Partidului Național Liberal. Serios? Din câte cunosc eu, aceasta este realitatea. Nu, eu personal nu mă simt eu jignit. Da, stați un pic, că din câte știu eu, pe acolo au fost și reprezentanți de pe la ALDE și... Nu știu dacă au fost invitați sau nu au fost invitați. Eu vă spun, reprezentanții autorităților publice locale, primarii, au fost invitați doar cei PNL. Eu consider o jignire la adresa populației din județul Hunedoara. Da, de ce? Păi dacă ai invitat doar reprezentanții unor comunități, adică tu ai vrut cumva că doar comunitatea să fie reprezentant acolo, păi cheamă-i pe toți, că dacă tot îi chemi. Și dacă nu îi chemi, nu îi chemea pe niciunul, se duce... Prim-ministru Jadot. Nu, se duce ce-mi dorește din ceilalți, da. Dacă... Păi mă gândesc totuși că dacă mergeați nu vă dădea nimeni afară de acolo. Nu știu. Nu știu sau cum a fost modul de organizare. Dar știu că au fost făcute invitații pe această linie a primarilor, dar doar de culoarea PNL. Încă o dată mă repet, eu nu mă simt jignit deloc, dar cred că nu e ok pentru populație. Ne apropiem cu pași mari de finalul emisiunii, domnule primar. Acum apropo de ceea ce a spus noastră, cred că nu e ok pentru populație. Ce nu mai este ok pentru populație în ultima vreme, din punctul dumneavoastră de vedere? Măsurile astea în ultima vreme, în ceea ce privește virusul ăsta care ne dă atâtea bătăi de cap, care sunt luate și nu sunt foarte clare. Adică? Nu sunt foarte clare. Tot timpul lași loc de interpretări sau lași la aprecierea fiecăruia după cum înțelege. Ultima este cea la care a făcut referire, l-am auzit chiar ieri pe președintele României, în ceea ce privește începerea anului școlar. În care s-au făcut trei scenarii. Scenariul verde, scenariul galben și scenariul roșu. În care la scenariul verde spune că se face școala față în față în unitățile de învățământ unde nu sunt cazuri de COVID sau sunt foarte puține. Ce înseamnă foarte puține? Corect. Eu nu înțeleg. Ce înseamnă foarte puține? La ce te raportezi tu când spui foarte puține? Păi, în condițiile spune, în care sunt 3 cazuri la 1000 de locuitori, spune, bă, dacă, frate, nu știu, copiii aia sunt 500, unul, că nu înțeleg. Exact. De asta știi, spun, la nu știu câte lumea cazuri la mine așa de este de bulversată localitate, că nu mai știe ce să facă. Adică, dacă iei niște măsuri, nu spune nimeni, trebuie luate, trebuie să facem tot să prevenim
creșterea numărului de infectați. Dar nu iei măsuri și nu le duci până la capăt, le lași așa la interpretarea fiecăruia. Ce să facă directoarea de la o școală cu primarul și Consiliul de Administrație? Cum hotărăsc ei ce înseamnă foarte puțin? Da, vă lasă să vă asumați dumneavoastră lucrurile. Păi eu mi-asum când o să luăm decizia, o să spun îi școală față în față dacă nu există niciun caz. Corect. Pe urmă vine, care iară nu-l văd un lucru realizabil, struțo cămilă, sau nu știu cum se zic, da, scenariu galben. Jumate din elevi stau în clasă. Da, și jumate ce? Profesorul predă și cealaltă jumate stă acasă să se uită la și ei. Și cum stabile jumătatea? Păi, prin tragere la sorți? Nu știu, iar scenariul roșu unde se face totul online. Povestea cu tabletele, 250.000 de tablete că se dau la copii cu... Cred că e istorie deja. Așa s-a constatat de fapt că numărul este mult mai mare, să ajunge undeva aproape spre 1.900.000 de tablete ar fi nevoie, dar face aici diferențe, deja intri într-altă... Păi uite, de exemplu, intri într-altă zonă. Asta. De ce doar copiii din familiile defavorizate exact, să primească tablete? Corect. Eu vă spun adică sincer, am avut solicitare din partea conducerii școlii din Hărău să le achiziționez 10 tablete. Pentru copiii care sunt cu... Și am spus nu. Ori le dai la toți, ori nu dau, ori le dau la toți, ori nu dau la niciunul. Corect. Pentru că eu nu fac diferență. Nu este normal se pare să normal, faci diferență. Nu, învățământul este gratuit, dacă știu eu. Nu m-a obligat pe mine ca părinte să cumpăr tabletă, că vezi, Doamne, am un salariu mai bun. Și noi vrem să facem școală online, se fac într-alte state mult mai avansate ca noi, dar nu ne punem întrebarea dacă în toate unitățile astea de învățământ și în toate zonele unde stă copilul acasă, are posibilitatea la internet. Da, pe la noastră e, nu? Poftim? La dumneavoastră este. Este. E un caz fericit, dar sunt zone izolate și în județul nostru, da, și sunt convins că la nivel de țară foarte multe, unde nu au posibilitatea la internet. Atunci cum faci școala online? E, pe hârtie. Și nu este. Eu, părerea mea, nu sunt specialist în domeniul ăsta, dar părerea mea personală este că asta nu este școală. Păi nu, că nu poți controla nici atenția copilului, nici ce face el între timp. Absolut. Pune microfonul ăla pe mute. Absolut. Între timp da, ascultă o manea. O să facă multe. Exact, dacă multe. Mai are și niște cunoștințe mai avansate în tehnologie. Își pune imagine cu el într-un loop și el e acolo, dar de fapt e altundeva. Majoritatea copiilor învață foarte repede lucrurile cu... Domnule primar, am ajuns la final de emisiune, trece așa timpul. Așa repede? Da. Vreți mai stați? Stăm după, dacă vreți. Mare drag, am putea povesti multe. Poate într-o altă emisiune. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru participare, o să vă mai invit și altă dată și ce să zic, nu vorbim despre campania electorală, că nu-i cazul acum, ați venit în calitate da. De primar și vorbeam despre lucrurile comune. Deocamdată vă doresc succes și multă sănătate. Vă mulțumesc și când mai doriți să mai avem o discuție așa plăcută. Bă, dacă a fost plăcută pentru noastră, este ok. Repet, vă mai aștept și alte date. Estimați respectatori, Lucian Albu Weber, primarul Comunei Hărău din județul Hunedoara, a fost invitat la fotoliu cu ghimbi. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, rămâneți cu noi, numai bine!